tradiții, lucruri pe care noi, cei tineri, am ajuns să le uităm. Cum să nu? Pentru că ați făcut dumneavoastră propunerea, vă ofer șansa să luați dumneavoastră primul interviu cu bătrânul satului. Da? Cu cariera dumneavoastră. La fel, am vorbit cu domnul Beșleagă, fostul director Beșleagă, care la fel o să ne prezintă o istorie a Comunii Vălei. Pe etape, frumos. Bun, o rubrică foarte bună. Nu m-am gândit. Nu vreau să descarc toate ideile astăzi, dar mă gândeam că avem aici tinerii mămici. O rubrică pentru sfaturi pentru tinerile mame. Pentru că sunt multe mame rome care au nevoie de sfaturi practice, nu doar sfaturile medicului. Sunt relativ tehnice și cele de zi cu zi sunt mult mai utile pentru creșterea copiilor și pentru îngrijire. Așa este. O să caut o mămică să dea sfaturile. Doamna Gripcă, o să vă ocupați, da? De sfaturi pentru tinerile mame. Și pentru mamele mai în vârstă, nu neapărat pentru tinerile mame. Bun, foarte bun. În această comunitate izolată, conexiunea între instituții poate e un pic trunchiată în momentul în care suntem navetiști, suntem mai puțin legați de zonă, dar prin lucrul acest ziar încercăm să ne aflăm ofurile, problemele, realizările din toate domeniile. Și atunci între noi apar întâi aceste puneri pe hârtie și apoi se concretizează prin scris. Și e destul de bine să ne știm nu doar prin ședințe de Consiliul Local sau prin tot felul de solicitări interinstituții, să le știm și altfel, discutând la masa rotundă a nașterii acestui ziar. Deocamdată nu cred că există o competiție pe număr de articole. Ce mi-aș dori cel mai mult ar fi să fie un aflux de articole, de doritori să participe și capacitatea de selecție să fie un pic mai dură, să zicem, pentru a putea selecta aceste articole, aceste idei ale comunității și nu numai dintre instituțiile deja nominalizate ca și componență. Poate că sunt și lucruri pe care nu le știm noi, cei care lucrăm deja, și ar fi bine să dorim să mai participe și din rândul comunității. Pentru mândria locală și pentru ceea ce a reprezentat Văleniu teritorial în zona Romanului, este o recompensare a tuturor realizărilor, eforturilor celor mai în vârstă și a celor tineri, care vor să audă ceva despre ei și să citească, în primul rând, ceva despre ei. Acum o să avem 8 pagini, deci ne mărim. Sigur. Și tirajul plus ziarul. Cam ce obiți credeți că ar mai fi de... Dacă îmi dați voie, deci trebuie să încercăm în fiecare lună, între 25 și 30 ale lunii, din tot cursul anului 2009, să pagina noastră de ziar să fie primită de cetățenii din comună. Obligator. La fel, după cum a spus și domnul redactor, trebuie... aceste foi vor fi prinse toate hotărârile Consiliului Local pentru a cetățenii din comună să știe totul ce se hotărăște. Într-adevăr, numai asta îmi lipsește la un primar, jurnalism. Dar, având o echipă așa bună la Văleni, deci ne înțelegem deosebit. Și întotdeauna, dacă primarul, preotul, poliția, școala, directorul, deci colaborează bine într-o comunitate, nu sunt probleme. Noi avem și abonamente la ziarele locale, la ziar de la Ceahlău, de la Piatra Neamț, Monitorul, ziarul de Roman. Ne orientăm, într-adevăr, și după niște ziare locale, mai ciugulim ceva și de prin ele la articole,
până ce noi ne-am fixat să fim mai stabili pe situații și, bineînțeles, dacă vrei să faci ceva și ești interesat, reușești. Tirajul va fi în jur de 1000 de bucăți. Fiecare gospodărie, zis, familie din comună va primi un ziar și noi sperăm să ne ținem de cuvânt, că le-am promis la cetățeni, ei să știe tot ce se întâmplă în comună, ei să fie informați. Lunar, ei vor fi informați de toate problemele din comună. Te trai la Roma. Trai la Roma. Socărân, ce faceți? Mai chefui, mai bem. Am venit să vă spun despre ziarul Văleniului. Deci noi am făcut un ziar, știți, care l-ați citit înainte din sărbători. Eu mă întreb la voi. Ziarul se scrie în limba țigănească. Deci eu mă întreb la voi, ce vreți să mai aveți probleme așa, ce vreți să mai scrim în el? E doar de ce am citit, e bine. E bine. Da. Reprezentantul de la romii chiar scrie în țigănește, zis mai pe românești, să putem înțelege. Și pentru ei este ceva, înseamnă ceva, pentru că au un reprezentant lor. Deci toate problemele, și bune și rele, ei în primul rând merg la consilierul de la romi, discută împreună, el vine la primărie, ne reprezintă toate problemele care sunt și noi în funcție de posibilități îi ajutăm, că dintotdeauna ei cer mai mult, că așa sunt mai necăjiți. Și colaborarea dintre noi și consilieri este foarte bună și ei înțeleg bine, deci nu vin să vină la primărie câte 10-20 să stea pe la ușă. Vine reprezentantul lor, spune, domnule, asta e problema, ce putem face? Noi, dacă este o problemă mai deosebită, mergem noi în localitatea Munteni cu asistentul social, cu secretarul, deci cu grupul de acțiuni și, în general, în proporție de 90 ceva la sută, ei sunt ajutați. Zicem că avem romi și întotdeauna în localitățile unde sunt romi, zici țigani, mai sunt probleme, dar la noi totuși ei sunt cuminți, muncesc, avem și muzicanți din ei. Chiar, deci, sunt niște oameni la locul lor. Au, ia omule și-ți petrece că te așteaptă coprece. Mai mamă odată intrată neavai. Mai mamă odată intrată neavai. Nu te scapă nimeni. Te trai să străia noi. Socers. Mocaz mata intri eu. Hai noroc. Ce faci? Să cu treaba pe acasă. Foarte bine. Altceva? Cum o duci? Cum? Bine. Eu am venit cu o problemă la tine. Noi facem ziarul Văleniului. Deci ziarul comunii. Ce probleme vrea să mai scrie noi în ziar? Ce probleme? Aveți vă ceva așa de spus? De... Sunteți mulțumiți de primar de asta? Da. Ziarul care l-ați citit acum de sărbători? Da, da, da. E tot în regulă. Să uită oamenii cu altă ciocă la noi.
În orice caz, noi suntem o comună fără criminalitate. Etic, acum... Acum s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că asta a fost. La noi de sute de ani, de când e comuna, nu s-a întâmplat cazuri de astea cu prima care a fost. Și... Da, așa se mai ce întâmplă. Să facem? Ziar trebuie să scriu să, că avem balastiera asta acum aici șansat și trebuie să scriu că să aibă grijă de copii, să nu lese copiii la drum, să nu sunt beti oamenii să iei la bătaie, să bată între ei. Deci niște probleme așa, să muncească, să nu iese la furat la asta, deci să ducă la muncă, să muncească. Eu le iau și le duc la muncă, începând de cu martie, eu muncesc cu ei până în decembrie. În ce domenii? La agricultură. La Girov, acolo așa, am un iasie acolo așa, o fermă care lucrez cu ei acolo așa. Ne aflăm în turnul Clopotniță, care a fost început în anul 1878 și terminat în anul 1879, împreună cu tot complexul, zidul care înconjoară biserica, ctitorit de către Ecaterina Stârcea Băleanca, care, pe lângă acest turn, a mai renovat anumite părți din biserică, a mai adăugat la intrare un pridvor. Ceea ce este interesant sunt aceste clopote, care sunt unice prin mărimea și rezonanța lor. Sunt auzite de foarte departe și sunt mândria satului Văleni. Pot să spun că am fost pasionat de jurnalist, dar încerc să combin limbajul bisericesc cu un limbaj cât de cât jurnalistic, dar ideea principală este că informația trebuie să ajungă la inima credinciosului cât mai direct și cât mai util. Este o realizare, este o amprentă pe care mi-am pus-o asupra unui articol dintr-un ziar și bucuria este destul de mare. Pentru că mă pot simți util societății și ziarului și comunei din care fac parte. Nu putem să uităm și cei care ne adresăm, pentru că majoritatea dintre ei sunt oameni de vârsta a treia, pensionari, care trebuie să le vorbim așa cum pe limba lor. Da. Eu sper tot anul să, până la sfârșitul anului 2009, să ne ținem de cuvânt și cetățenii să fie informați cu toate noutățile și bune și rele din comună.